mai iubit pe cineva, această legătură, chiar dacă m-am despărțit de acel cineva, poate să-mi rămâne toată viața în bioclub. După ce părăsesc această lume, să ajung în cerești, să ajung de pe toată plan și să pățele pe san, mă recunosc în după aceea legătura acel bun, de aceea întreg în tot cine strânge. Noi venim să formăm cu un grup de sufete, iar această modalitate de a interacționa provine de dinainte de naștere, când noi îi facem niște înțelegeri între noi și bazate pe nevoia ale sufletului. Dacă am putea să vedem energie, dacă am putea să ne vedem, să vedem și în partea subțire, nu cum asta, nu doar cea fizică, una ar arăta cam astea, cu foarte multe culori, una nu doar decât vedem mai altă, nu știu, nu știu, nici vedem doar o gamă foarte redusă de culori și de aspect ale vieții noastre. Și ce am înțeleg asta a fost introducerea ca să îmi spre ce se întâmplă cu relațiile romantice și cum e cu alta seducție. Și vă mulțumesc că am întâlnit de acest lucru, mai ales vă dacă o simplă de interes pe noi, fiind domnule. Deci, nu sunt relații foarte de o parte. Din relații foarte de o femeie. Însă, prima dată e acel sentiment de reținere, da? Să mă duc să vorbesc cu ea și pe numărul de telefon să mă bag în seama ce se creadă, o poate să mă respiră, poate nu să mă poată, să un proces foarte dificil. Să mă cu procesul de vânzare, când te duci să vinzi ceva, ai un produs care nu te reduce. Tot așa trebuie să interacționezi cu o persoană pe care poate nu ai cunoscut înainte. Dar nu e o problemă de atât de mare, că dacă zice nu, zice produsul de care se zice unde pe care ai de vânzare. Până la urmă, te îmbată la costurile de vânzări, nu la nu personal, mergi mai departe, deci, ce faci peste asta? Ce se întâmplă la prinsul de la persoană și te prezinti pe tine însuți. Și atunci, sunt anumite aspecte, nu anumite să mai dăm 20 de ani. Dacă nu suntem de voi care v-au încercat să nu încercăm primul atunci la sfere cu nimintele care sunt pe care nu fiară. Deci, asta e ceva. Eu am fost ceva de ceva. Nu se apropia de mine, pentru că eu trăiam într-o poveste, nu a mea, ci a părinților mei, sau într-o relație dificilă, datorită sărăciei și altor probleme, și aveam eu așa o idee, domnule, cred că mă stăvă pe relații de romance, că a dus foarte multă suferință. Când venea cineva cu sfătura la întâlnire, eu vedeam, vai, vă sunt într-o zonă grafică, că știu că și atunci nu era, era așa foarte... Nu, ea nu era groaznic. Fondul meu energetic era ca era un aspect. În toamnă de fi sex și plăcea să mă uit foarte mult, făceam și carata comercială, cu toate bani. Era o grăniera groasă. După ce am învățat să fiu mai blândă, și învățat să fiu mai blândă și să văd pe celălalt din fața mea, toată o persoană care are și el sentimentare, și el nevoie, are și el foarte greu să vorbesc într-adevăr, vă uit să fiu foarte ușor în de vorbele pe celor atunci când îi respiri sau când sunt la nepotrivit. Și nu a fost un pic de exemplu de aici cu care poate toată sunt o fi să fie mai făcut și într-un mod mai plăcut de care toată să nu se accepte. Și poate ce a făcut lucrul, atunci când te centrezi pe tine însuți. Nu te gândi la persoana din fața ta că prin trebuie să dai ceva sau să primești ceva de la nu se va tine ca o persoană foarte valoroasă, valoritoasă când fii pe tine însuți, când trebuie să ai o întâlnire. Fie că e o întâlnire de față de vizare, fie o întâlnire romantică. Eu sunt valoros, eu am ceva important de oferit. Și atunci când îl tău devine foarte puternic, începe să vibreze la o prezență înaltă, la ceilalți simt această prezență. Eu am spus mama ea cu câinică, bine că trebuie să te mărtă, ea știu ce poți să faci. Eu sunt transmis, eu ești toată asta cu câinică, de aici în ceea care ai nimic, nu sunt interesant că te rolați într-o universitate câinică, mă poți să faci toată cu toată oamenii cine mai pe mine. Și bine că mă rostă, nu știu, nu ce mi-a spus, ce-ai pățit, ce-ai pățit? O clasă de asta este o preste, dar asta este o preste, că toată asta se face ceva de asta ce-o fi cu mine. Și prea o clasă de asta este. Dar asta este o preste. Și e foarte mult să le aduce
Și atunci când ne rețin de asemenea această parte,
bio sam ponosna na te izbedine sata, putar mi je sata ponosti na građanu simpatija i to se rače od izbe. A kaj kad sam nas u svojnosti sam mogu ponabiti za rok, moj si tu sam sam? Pa onda sam sam uvodatelo. Do 30 tisuća, Thank you.